Stânga Nistrului. Și a doua întrebare, cine este Vladimir Plahotniuc și care este puterea lui de decizie în Republica Moldova? Vă mulțumesc. Iară cu Plahotniuc. Parcă mă întrebați așa. Da, dacă puteți să răspundeți concret la întrebări, fiindcă răspundeți destul de vag. Calificări. În primul rând, în ce sunt de trupele ruse? Am spus foarte clar, eu consider că Republica Moldova ca stat neutru, trebuie să ajungă și va fi, la sigur, pe viitor, ajunge la situația că să nu fie trupe străine. Retragerea trupelor străine din stânga Nistrului este direct legată de soluționarea politică a diferendului transnistrean. Noi am discutat acest subiect. Și noi sperăm foarte mult că în timpul apropiat va fi reluată procedura de rezolvare acestei probleme. Mai multe detalii la această etapă nu pot să vă dau. Dar ați solicitat acest fapt, cer scuze, precizare. Ați spus că ați discutat, dar ați solicitat retragerea trupelor? Am discutat acest subiect, păi s-a discutat pentru ce? Să mai aducă sau să retrag? Acum, în ceea ce ține de Vladimir Plahotniuc, păi el se consideră coordonatorul acestei alianțe, care este alianța de guvernare în Republica Moldova, care deține majoritatea în Parlament și deține guvernare. Am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră cum o considerați? Păi este președintele Partidului Democrat. Ce sunt cum îl consider? Se dau calificative lui Plahotniuc, bun, rău sau ce? Eu dau calificative la acțiunile care le întreprinde. Uitați la ce